Președintele pro-România Suceava Cătălin Ioan Nechifor a anunțat că partidul se află în căutarea unui candidat pentru fotoliul de primar al municipiului Reședință de Județ. Parlamentarul a anunțat că cei interesați îl pot căuta la sediul pro-România în fiecare zi de joi și vineri. De asemenea, candidatura la primărie va include și o componentă online, a anunțat Cătălin Nechifor. La Suceava ne gândim la un proiect de deschidere foarte serios a partidului. Ne căutăm primar, deci ne căutăm candidat pentru primăria Sucevei. Eu cred că e important să o facem de pe acum, chiar dacă unii mi-au sugerat că e de vreme, că dacă lansăm acum o să-l tăvălească nu știu care, să-l arunce în lupta politică. Asta e viața, în politică trebuie să fii pregătit pentru orice, dar lucrurile sunt simple, vă așteptăm lângă noi, la sediul partidului. În special joia și vinerea suntem aici cu toți prezenți pe parcursul zilei să ne cunoaștem, să vă cunoaștem, să veniți cu idei, să veniți cu opțiuni. Cei care au curaj, determinare, pricepere pot să vină în echipa Pro-România pentru că, repet, ne căutăm primar. Va fi un concept frumos care va avea și un content online, deci intrăm inclusiv pe social media, pe Facebook, pe internet, prin conferințe de presă, prin dezbateri. Și cred că e foarte important să venim cu acest concept, pentru că, de regulă, candidații erau veniți cumva de sus în jos, se făceau, știu eu, sondaje de opinie, cel mai bine plasat cetățean era propulsat pentru primărie. Și iată că atât de bine a fost că de 4 mandate lucrurile sunt neschimbate. Și atunci poate schimbăm ceva în 2020.